Bine mă regăsit, prieteni! Vorbim acum nu despre unii preoți, despre unii călugări, vorbim despre poziția Bisericii Ortodoxe Române, o poziție mizerabilă, ca să vă spun din start. Și acum, argumentele. Să vii și să nu spui preoților că nu au voie să facă politică și apoi să vezi zeci de probe că în biserici se fac demersuri, se fac apeluri să voteze oamenii cu Georgescu, mi se pare o mare mizerie. Să ai un candidat care vine să sugereze că el este nu candidat, ci trimis de Dumnezeu, și tu să iei de bună blasfemia asta și să nu faci nimic, mi se pare o mizerie. Să ai în biserici și în mănăstiri preoți și călugări care încă mai fac apologia legionarilor. Da, a lor care au omorât oameni. Da, porunca aia, nu, să nu ucizi. Bun? Și să nu iei nicio atitudine, mi se pare o mizerie. Și ce a spus Biserica Ortodoxă Română, din comunicatul Patriarhiei, atunci când i s-au dat zeci de dovezi, uite la ăla, uite la ăla, uite la ăla, uite la ăla, propagandă legionară, propagandă pro-Georgescu, propagandă nu știu care în loc să spună foarte clar care este poziția vis-a-vis -vis de implicarea preotului în politică, a venit și a spus, facem apel la calm și la rugăciune. What? Apel la calm și la, la, calm și la rugăciune? De ce n-ați avut poziția asta defensivă și când au venit milioane de euro, fonduri europene, zeci de milioane de euro fonduri europene, să facă biserici, să repare mănăstiri istorice, să faceți tot felul de așezăminte, Oare de ce? Da, am vorbit acum cu un prieten bun care îmi spune, băi, sunt siderat. Un domn părinte, dar cu, cu poziție, nu un popă de stat la țară. Ortodox. Mă sună să vin să-i repar nu știu ce acolo la casa parohială. Și din discuții în discuții, domnule, trebuie să luăm un om care are, are pe Dumnezeu alături, să-l votăm pe ăsta, adică pe Georgescu. Bun. Și amicul meu zice, băi, am vrut să văd ce zice până la urmă. Amicul meu nici gând să vorbească, să, să voteze cu asta. Și a început să spună cum se face, că trebuie acolo mai mult decât atât, duminică, dacă mergeți la vot, să știți că trebuie să votați un partid care e numai cu românii, un partid numai de români, gata cu străini. Om cu poziție, în staful bisericii, da, poziție de a județean sau cum au ei, Bun, sau pe tot felul de coscării de astea geografice. Nu mai au Bun. Și zice, bine, dar știți, eu jumate român, jumate ungur, nu prea. Eu am votat cu ăștia, ai mei, cu ungurii, zice. N-a votat cu ungurii. Și zice, ăsta, popa, ăsta, înalt. O, măi, nici nu, nu, este o problemă asta. Am vorbit cu frații noștri maghiari și ei în biserică o să zic același lucru și deja zic același lucru. Trebuie să ne întoarcem la rădăcini. Pământul ăsta strămoșesc care Este incredibil. Și zice amicul meu, păi da, părinte, știi că nu, no, domnul ăsta e mai așa, mai minte, e porunca aia noua sau cât Cum să nu minți. Să știi că ăsta vrea să ne scoată din NATO și că, nu, când zice că sunt întâlnit cu extraterestri, parcă n-aș vota cu el. Minciuni. Să nu crezi nimic din ce scriu ziarele, nu te mai uita la televizor, nu uită-te la el, uită-te ce om bun îi când vorbește. Și nimeni nu e atitudine băieți. Și atunci eu îmi întreb în felul următor. Biserica asta care trăiește și din banii mei, chiar dacă poate nu vreau să trăiască din banii mei, care e rostul? Da? să vii să-mi faci propagandă legionară cum ai mai făcut o mulțime de nemernici, dragă biserică ortodoxă, dragă țară, dragă. Da? În perioada legionară, în perioada legionară s-au făcut crime în numele lui Isus Hristos, crime celebrate de o grămadă de pop și de tăcerea bisericii. Înțelegeți? S-au făcut niște nemernici incredibile. Prima, prima crimă făcută de legionari da? A fost una asupra unui student la teologie care i-a pus la îndoială autoritatea lui Corneliu Zelea Codreanu I-a găsit poliția pe patul de spit acolo lângă patul de spital unde îl hăcuiau pe ăla cu cuțitele cântând cântece religioase ortodoxe Nu se vorbește despre asta, știi? Despre biserică e bine să nu vorbim, ba să vorbim băiete Este o instituție care ne duce într-un trecut decrepit și rușinos nu al României, doar al lumii. Bun, au venit după aia ăștia, cu sectele lor. Și acolo, telefoane din țară, din Statele Unite, către alți prieteni ai mei, care au rude, care, mă rog, sunt o felul de confesiuni de astea, mai neo, mai nu știu cum. Votează cu ăsta, este omul lui Dumnezeu. Și când îi zici, bă, uite-te la el, că zice că nu bea cola, care nanocipuri. Tu de unde știi că nu sunt nanocipuri în cola? Te-ai uitat la microscop? Băi, dar o să sunt cu extraterestri, voi nu vreți. Dar câte reportaje am văzut eu și câte documentare că există, că există extraterestri? Dacă sunt întâlnit cu el. Ce crezi că numai noi suntem în Univers? Dumnezeu n-a avut grijă să facă și alte specii. Adică, dintr-o dată te izbești într-un zid, băieți. Este pentru prima dată când prostia devine contondentă și nu numai contondentă, asupritoare. Da? Înscria o doamnă, uitați-vă pe, pe uh, comentariile de la tot felul de, de, vreo 5 zile de pe videourile mele de pe YouTube. O să vedeți câți oameni care nu iau în seamă niciun argument. Da, îmi spunea o doamnă, băi, vin aici, bă, să te angajez cu la ciola Sigur că cu, cu neam, ne -am făcut firmă fără neamul ăla scris legat, o semi, o analfabetă. Fata mea, păi stai să-ți explicitez. Ăsta când închide granițele, tu va trebui să vii afară, că tu nu ești încă cetățean prezut. Înțelegi? Da? Fiul tău, dacă e acolo, nicio problemă, la armată, că așa spune domnul ăsta, Georgescu, știu că nu mă crezi. Nu este nicio problemă că nu mă crezi. Du-te în fiecare duminică la biserică și stai acolo, miorlaia la aia, în, în, în băloșala aia, în care fiecare bagă paie pe foc în focul ăluilalt. Asta o să pățiți, băieți. Și mai este o chestiune. Nu! Eu nu o să mă duc să mă duc la, să, să, muncesc la tine la firmă la Bruxelles. Am firma mea în România și îți garantez că dacă punem cifrele, la mine sună mai bine. De ce? Pentru că pot munci. Pentru că am învățat, a pus mâna pe carte. Și când vine unul de ăsta care să spună că cezariana e o chestie că o să rupe firul etic, firul divin, când vine unul de ăsta să spună că sunt întâlnit cu sau că îl așteaptă pe Isus că vine a doua oară în lume, eu stau și citesc. Și văd că e prost, că e dobitor, că e manipulator. Înțelegeți despre ce vorba? Biserica aici ar fi trebuit să aibă un rol civilizator. Dar biserica n-a avut niciodată în România, sau în tot ce vreți voi, ce se numește astăzi România, un rol civilizator. Şaguna, ăla pe care l-au făcut sfânt, Sfântul Şaguna, bă, Sfântul Şaguna, da, rupea fiecare scrisoare a studenților care cereau bursă și dacă era și era scrisă cu litere latine. El a spus foarte clar, fără latinitate. Este același care a trădat-o, a pus-o în mâna rușilor pe doamna moților, ca să știți și voi moții. Ăștia care veniți cu Avram Iancu și cu nu știu care. A existat o doamnă da? care va a apărat. Era și român, că și unguroi, că și nemțoai, că era, era acel ardeal. Și v-a apărat și a fost supusă la presiuni imense să nu vă apere pe voi moții. Ei bine, șaguna, ca să primească postul la mare da, în, în ierarhia bisericii, a trădat-o. A chemat-o acolo la Brașov ca să vorbească. Și când a venit, doamna, așa ei se spune, doamna moților. nu așa? Fain. Au luat-o rușii. Șaguna este cel care a chemat rușii în țară. Să vă mai dau un exemplu. În momentul în care, da, cred că racoții, a spus, băi, în biserică să se vorbească și limba română, că numai nu înțelege nimeni slavona voastră și ce vreți voi să mai ziceți acolo. Vorbiți în biserică și pentru țăranul român. S-au opus popii ortodoxi, atunci erau schismatici. Mai este o chestiune. Perioada interbelică. Începe modernizarea. Nuntă mare. Ne-am unit. Suntem mari. România mare. A venit biserica ortodoxă. Suntem împotriva modernizării, împotriva industrializării. Ne apropiem prea mult de civilizația occidentală. Noi trebuie să fim pravoslavnici. Dar numai că n-au zis cu mama Rusie, cum zic astăzi. Câte mai vreți? Da? Ceaușescu, 16 decembrie. 17 decembrie. Îi răpăie pe ea din Timișoara. Cine a ieșit? E octist. Se uită chestiile astea? Dacă Biserica Ortodoxă nu prinde curaj să spună foarte clar suntem împotriva oricărei forme de violență. Suntem împotriva oricărei forme de legionarism. Împotriva oricărui trecut sau oricărui discurs care ne poate duce în trecutul ăla violent. Dacă Biserica Ortodoxă nu iese, Biserica Ortodoxă va pierde mult. Sigur, sunt o grămadă de, 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 de ăștia care merg acum toată ziua. Da, domnule, de ce să învăț eu pentru examen? Mă duc la biserică. Nu te mă la biserică. Și știi care este, care îi, îi, îi nu știu cum să-i zic, drama. Am cunoscut în biserică niște oameni extraordinari. Și la ortodox, da? v a spus de părintele ăla, o, pot să-i spun așa, pentru că era un tip care chiar impunea denumirea asta. Da? Când a văzut că este o nuntă da, cu un străin, cu așa, a știut repede, fără să ceară nimeni, să fie o slujbă în română, în engleză, în franceză. Da? Și a făcut efortul să aducă, inclusiv cântăresc de stradă, care să cânte cântece bizantine în franceză. Pe oamenii ăștia, cum să zic, biserica îi face praf și pulbere. Pentru că dintr-o dată oamenii ăștia se simt jenați. Știi de ce? Că oamenii ăștia împrăște cuvântul ăla, pace, atmosfera aia de pace. Eu m-am bucurat să mă întâlnesc cu oamenii ăștia, deși voi știți că eu nu foarte bisericos. La greu catolici la fel. Ți dau pe părintele Lazar care are o bibliotecă mai mare decât mine în spate. Nu asta. Aia din căpățână. Da? Care îți vorbește despre blaga, care îți vorbește despre un Eco, îți vorbește despre ce vrei tu. Și da, când, când ei în discuție subiectele sensibile, îți vorbește cu da. Așa s-a întâmplat. Și stai să spun mai multe decât ști. Dar trebuie să reparăm chestia asta. Adică sunt. Sunt. Sau am fost la un moment dat și au botezat niște, niște, prieteni copilul la ceva neoprotestanți. Nu știu, biserică de aia în care se cântă rock religios. Băi, țață, a venit acolo un tip senzațional. A nu a fost o slujbă despre religie. A fost o slujbă de, despre comunitate, despre valorile comunității comunitate de comunitate. Nici măcar atâtica proselitism uh, prozelitism. Atâtica despre Dumnezeu, restul despre bă, fii om, nu fi fraier, că crezi, nu crezi, nu scui pa pe jos, fi, e ok, nu -ți... e ok să faci bine, te simți mai bine. Nu. Ăștia sunt oamenii care vor suferi din cauza unei instituții pentru că Biserica Ortodoxă este Biserica Națională, etc., etc., așa cum de mult au vrut să-și să tot spele păcatele. Știi că ăștia au fost împotriva Unirii Transilvaniei cu România, în 1918. Dar repede, repede, a mers acolo Miron Cristian, da? marele fan al legionarilor, marele fan al naziștilor. Un tip care în octombrie 1918 era împotriva Unirii, și în noiembrie, spre sfârșit, că știa că deja se apropie și nu, mai se poate, nu se mai poate face nimic urla, băi, bravo, băi, noi am făcut chestia asta. Niciodată nu vorbește biserica despre asta. Nu vorbește nici despre Patriarhul Roșu, ăsta pe care l-am avut noi. Bun. Aici, în România, care cea Domnule Iisus Hristos a fost comunist. Toți trebuie să fim comuniști. Era momentul ca biserica, da? ca staful ăsta extraordinar de stufos și plătit din bani publici, să iasă să spună da? preoții care au făcut chestiunea asta. Da, există filmări. Există numai sute de filmări, dar sunt mii de preoți afară. Nu mă interesează, nu te plângeți la Isus Hristos. Afară. Da, închise bisericile alea în care se face de anbun propagandă legionară. Uitați-vă la Petru Vodă la la mănăstirea Pește prăjit, unde totul da clocotește a legionarism. Aratat. Și acum ai de, de, bucuria că se poate duce către Est, acolo unde sunt pravoslavnici. nu i așa? Sunt capabili să facă un război electoral în România. Am zis război electoral, am citat, pun mele, președinta Georgiei, care a spus război militar la noi, război electoral în România. Asta fac rușii. Și biserica se face că nu înțelege. Să vă fie rușine, bă! Că trăiți din banii mei și aveți burs mai mari